fața lui. Vom iară la trei. Păi da, s-am observat când am ieșit să dau plecarea la în stația de Măbuceară, o emanație de fum la locomotivă. Nu am legătura imediat cu mecanicul. Am asigurat garnitura conform tonajului și am desecat locomotiva de la tren, am făcut distanță și... Ce se vede acolo? Cum este în interior? Ce ar fi ars? Pe, deci nu pot să mă pronunț pentru că echipa care a intervenit face acum constatarea și nu mă pot băga peste. Nu apucam să desfacă la timp de... Cum a procedat colegul? A se dezleagă de la tren, a luat instinctoare, a anunțat pompierii. Putea să-i ține și la vagon. Și colegii noastre? Da, a fost fum mai mult, nu a fost flacără. Cam ce a ars? Ce s-a aprins? Ceva pe la motorul electric. Motorul ventilator. Ceva pe care să desfaceți vagoanele. Da. Pier? Am luat legătura cu șeful de tren, s-a dezlegat vagoanele, s-a asigurat garnitura, s-a dat mai departe ca să nu se întâmple alte belele. Echipajele detașamentului de pompieri Tito au fost alertate privitor la producerea unui incendiu la o locomotivă a unei garnituri de transport persoane. Se pare că în interior au ars cantități reziduale infime de combustibil amestecat cu uleiuri. Mecanicul de locomotivă a procedat corect, desprinzând locomotiva față de garnitură, la distanță de siguranță a procedat exact cum trebuie. Eram un tren, ce știm, nu știu, a luat foc și asta e. Păi ce să fac acum când o veni altă locomotivă? Fum. A fost noroc că a scos-o, a desipit-o de vagon. Da, bineînțeles. Bă, dacă mai mergea, nu l-a foc ca lume. Păi, da, bineînțeles, bă, aerul așa nu... L-a speriat? Nu. Nu. S-a mai întâmplat, trebuie. S-a mai întâmplat. Ce, anul trecut s-a mai întâmplat. Da, tot în zona aceasta. Tot aici? Da. Da, locomotivele reparate, vechi, ale